De-a lungul timpului, atât cadrele didactice cât și elevii liceului teoretic Nicolae Bălcescu din Megidia s-au remarcat atât pe plan local cât și național la diferite competiții educaționale, dar și prin participarea la proiecte internaționale. Eforturile depuse pentru creșterea calității actului educațional a transformat această unitate de învățământ într-o școală de elită. Liceul teoretic Nicolae Bălcescu din Megidia a participat la concursul NASA Space Settlement și a obținut mențiune pentru proiectul Neutrino Arc Runs, realizat de o echipă formată din 8 elevi. În această activitate, tinerii au fost coordonați de două cadre didactice, Mariana Carmen Copilu și Nicoleta Nicolau. Toți elevii premiați și profesorii coordonatori sunt invitați la conferința anuală International Space Development Conference, organizată de National Space Society între 24 și 27 mai la Los Angeles, când va avea loc și festivitatea de premiere. De asemenea, Boșneag Emir, elev în clasa 9B la Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu, s-a calificat la faza internațională a concursului de proiecte Infomatrix cu proiectul Transport din viitor. Faza internațională a concursului va avea loc la București în perioada 10-13 mai 2018. În acord cu viziunea școlii noastre, Școala Europeană de Elită prin valori locale, noi încercăm în fiecare an să implicăm copiii în foarte multe proiecte, concursuri internaționale. Anul ăsta, pe lângă proiectele Erasmus pe care le-am avut și le-am derulat, inclusiv săptămâna trecută, avem în continuare rezultate deosebite la concursuri internaționale și este vorba de Infometrics, unde copiii noștri s-au calificat la faza națională la București, de concursul NASA, la care am luat din nou o mențiune cu o echipă a copiilor noștri. Prin urmare, încercăm permanent să rămânem conectați cu ceea ce se întâmplă la nivel educativ, nu doar în Europa, ci și în întreaga lume. Și pentru liceu, evident, sunt foarte importante, dar cred că sunt mai importante pentru copiii și colegii mei, pentru că aceste premii sunt recunoașterea muncii, efortului și dăruirii pe care ei o au, pentru că aceste concursuri, evident, presupun o muncă după orele de curs. Copiii care merg la astfel de concursuri și olimpiade naționale sau internaționale sunt copii care sunt foarte conștiincioși, nu lipsesc, nu au note mici la celelalte discipline și atunci, mai ales pentru ei, este confirmarea efortului lor. Aș mai adăuga că de foarte multe ori premiile sunt mai degrabă simbolice, nu vorbim de bani, nu vorbim de alte, știu eu, câștiguri materiale. Pur și simplu e vorba de cele mai multe ori de o diplomă și de recunoașterea noastră și a eventual comunității locale. Informatrix, concurs organizat în colaborare cu Ministerul Educației Naționale, se adresează tuturor elevilor. Obiectivul competiției fiind acela de a încuraja pe tineri să-și folosească imaginația, pasiunea și creativitatea pentru a realiza inovații tehnologice care ar putea aduce o schimbare pozitivă în societate.